Casa județeană de pensii Olt pune la bătaie peste 60 de bilete de tratament. Seria a doua se adresează pensionarilor care își doresc să meargă în stațiuni ca Amara, Bala sau 1 Mai. În primă instanță, jumătate din numărul total de bilete de tratament au fost repartizate automat. Pensionarii au la dispoziție 2 săptămâni pentru revendicarea biletelor. Cele rămase nevalorificate sunt declarate disponibile și pot fi solicitate de pensionari. Pentru seria a doua de bilete de tratament, Casa Națională ne-a repartizat un număr de 60 de bilete de tratament cu dată de intrare în stațiune 3-5 martie 2016. Din acestea au fost alocate în sistem informatic un număr de 31 de bilete de tratament, rămânând nealocate un număr de 29 de bilete. Acestea sunt la stațiunile Amara, Bala, Buziaș, Buceasa și 1 Mai. Biletele au fost afișate pe site și la sediul instituției pe data de 16 februarie și s-au pus în vânzare cu 17 februarie 2016. Până la această dată, la Casa Județeană de Pensii Olt au fost depuse peste 1500 de cereri de acordare a biletelor de tratament. Deocamdată, atât în prima serie, cât și acum, biletele de tratament sunt în stațiuni de Casa Națională de Pensii deține locații proprii de tratament, respectiv Amara, Bala, 1 Mai sau Buziaș. Cât despre celelalte stațiuni balneare, solicitate de pensionarii olteni, biletele de tratament vor ajunge cel mai devreme la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie.